Poți să tragi cât poftești, prietene. Din episoadele anterioare. Ai gloanțe oarbe în pistol. Adrian și-a riscat viața pentru a-și confirma teoria conform căreia cel pe care Marișii îl crede a fi Mădălin este, de fapt, un impostor. Pentru mine acum totul e clar. Mădălin, te rog! Nu ești Mădălin! Lasă arma jos, că-i rup capul, comane! Mădălin, te rog! Comane, rup cap! Mădălin, te rog! Cum să mă îndrăgosteze de propria mea fiică? Cum? Cum? Vladimir a pus totul la cale. Asta este răzbunarea lui. Omul ăsta este diabolic. Abil manipulator, Vladimir l-a adus la exasperare pe Damian și, profitând de un moment de neatenție din partea acestuia, a evadat împreună cu Mădălin și Capone. Ne vedem curând, dragii mei! Tată, dacă nu mă lași să devin un primar cinstit, o să mă supăr și o să mă arunc pe balustradă! Trei doamne și toți trei, niște neisprăviți, candidează la primăria satului. Radu, Iani și Dodel, fiecare din alt motiv, s-au înscris într-o cursă în care deja au apărut intimidări și amenințări. Dodel, Dodel, tot satul e cu el! Să știe! Ia-mi bazarie pentru primărie! Ia-mi bazarie pentru primărie! Liniște! Radu, meserie, Dodel, la... Ia... Sper să scăpăm cât mai repede din coșmarul ăsta. Hai, citește! Au venit rezultatele testului de paternitate. Sorin este cel care a avut curajul să-l deschidă. În acest moment, el știe dacă e sau nu fratele Nataliei. Nu vrei, tată, să citești tu? Citește, Sorin, odată, te rog! Dacă vrei să afli și tu adevărul, rămâi alături de noi. În câteva momente, Iubiri Secrete revine cu un nou episod încărcat de intrigă și suspans. Cei trei candidați au deja câte un slogan și multă încredere în forțele proprii. Lupta pentru putere va fi crâncenă. Declar deschisă campania electorală. Cel care va obține cele mai multe voturi să conducă această comună și, cu ajutorul lui Dumnezeu, să facă treabă bună. Adică Dodel, nu? Doamne, bine și pe ăsta, doamne. Cine o fi fost cu ochii pe Dodel? Băi, voi doi, dacă nu terminați cu prostiile, nu veți mai candida deloc. Ați înțeles? Trebuie să-l ajutați pe Dodel. Dodel a spus că trebuie să fie o campanie corectă. Corect, corect. Băi, tu să tași din gură că sparg ochelarea. Tași din gură. E clar? Deci... trebuie să-l ajutați pe Dodel. Și aveți grijă. Eu am plecat. Da. Dar cine-ar fi fost cu ochii pe monelul ăsta? Doamne! Ce bine că am rămas singur în dragostea mea! Acum pot să mă întorc la tine. Dar după ce mă îmbogățesc puțin așa, o să fac palate și o să fiu a ta. Ari, tu l-ai ales pe Dodel? Rămâi cu el. Nu, n-ai înțeles. Eu l-am ales pe Dodel pentru că nu am bani, înțelegi? Deci din cauza lui ăsta, care nu e stare să-mi dea un leuț, a trebuit să mă reorientez, la înțeleg? La muncă, la cerșit! Ca să fac și eu un bănuț, să fiu mai bogată când vin lângă tine. E minul meu, după tine te iubesc, dragostea mea! Îngerta, mai tare, mai tare, aruncă-l pe jos și aruncă-te
pe el. Rămânem în doi candidați. Aruncă-te pe el, ca la ketchup. Tași, mă! Ce ketchup? Eu tot la tine o să mă întorc, dragostea mea, când o să fiu mai bogat, da, așa? Da. Și sper că până atunci să rămâi tot un virgin. Dă-mi cap în gură! Ca să te întorci trebuie să pleci. Da! Da. A, ai dreptate, mă așteaptă Jean. Așa! Dar eu tot la tine o să mă întorc. Iubirea mea! Du-te, iubire! Ce cap ai? Zici că ești televizor de la vechi, de la negru, mămicuțule! Chiar nu știu. Nu știu ce se va alege de comuna asta. Credeți-mă. 6 cuvinte. Ai memoria bună, mă, tale. Iani Bazatu, primar la tot satul. Și să rezolvi 6 cuvinte. De cât 6? 6. 4 cuvinte. Radu Meserie pentru primărie. Atenție, știe Mușu 7 cuvinte. Oricare veți câștiga, satul se va ruina. A sosit momentul adevărului. Se vor confirma sau nu cele spuse de Vladimir. Deci care e rezultatul? Spune-mi că nu mai pot, nu mai am răbdare. Damian este tatăl meu, nu-i așa? Spune, Sorina, nu mai ține tensiunea asta. Zi. Rezultatele dovedesc că nu există nicio legătură de sânge între Natalia, Damian și Simona. E sigur? Da. E extraordinar. Așa e. Natalia nu e fiica mea. Doamne, cât de fericită sunt. Eram sigur. Dragostea dintre noi era mult prea mare. Tată, asta e mâna lui Vladimir. Se joacă cu noi. De data asta ne-a pus pe jar rău de tot. Dar o să vadă ce înseamnă să te pui cu Damian Voicu. Lasă răzbunarea acum. Important e că Natalia nu este rudă cu noi. Mai atunci mâine sau poate poi mâine să reluăm nunta. De-abia aștept să-mi fii soție. Tată, au fost niște clipe de coșmar. Nu vrei să lăsăm un timp să ne relaxăm? N-are rost, Sorin. Eu sunt de acord să facem nunta mâine sau cel târziu poi mâine. Atunci mâine o să facem nuntă. În timpul evadării, Vladimir și Mădălin au avut grijă să le libereze și pe Capone. Oamenii lui Damian răscolesc deja pădurea în căutarea lor. Băi, Capone, n-am semnal. Băieți, vă mulțumesc mult că m-ați scos de acolo. Poate alții m-ar fi lăsat așa și n-ar fi riscat. Îți datorez viața, era normal să-ți scot de acolo. Băi, terminați-mă cu declarațiile astea siropoase. Hai pe acolo că se rănește pădurea, haideți mai repede. Băi, Vladimire, din ce știu eu, ieșirea e în cealaltă parte. Nu știi nimic, hai încoa, hai. Dar du-te-mă încolo, oricum nu vreau să merg cu tine. Nici eu cu tine, mă, că n-ai ascultat niciodată, n-ai făcut nimic din ce ți-am zis. Băi, ce aveți, mă, calmați-vă. Suntem în aceeași echipă doar. Capone, eu nu sunt în aceeași echipă cu nenorocica asta, mă, care suge vieți nevinovate. Ce vieți nevinovate, mă? Ai uitat de Natalia, mă? Natalia, ce-i cu Natalia? A fost o strategie de-a mea să mă ajut să ieșim de acolo. Adică Damian nu-i tatăl Natalie? Da, mă, nu-i tatăl Natalie, ce-i? Cu alte cuvinte, te-ai folosit de mine. Puțin așa. Băi, ești la fel de diabolic și la fel de nenorocit ca și Damian. Măcar am minte, mă. Ai minte? Da. Și știi de ce, băi, pionule? Pentru că nu ar fi crezut Simona, dacă i-aș fi spus eu. Trebuia să cirepești tu. Și la fel ca el, mă. Hai, mă, lasă, hai, Capone, să mergem. Du-te, mă, pa! Mădăline, stai puțin. Mădălin, ascultă-mă, hai mai bine să mergem toți împreună. Capone, și la fel de bine ca și mine, că ieșirea e în cealaltă parte, nu încolo. Știu, dar poate să iese și pe partea aia. Băi, omule, eu vreau să ajung acasă, te afăr să ai grijă de familia mea, nu vreau să mor din cauza lui ăla. Ascultă-mă, eu trebuie să mă duc cu Vladimir. Hai, Capone, hai să mergem, lasă-l pe ăsta. Am lucrat pentru el toată viața și nu pot să-l las. Haide să mergem! Ai grijă, da? Baftă. Hai, mă, lasă-l, hai să mergem! Nimic deocamdată, a? Toată noaptea am căutat. Nici o mișcare. Câți oameni ai reușit să strângi și să scotoci în pădure? Bă, Dane, vreo 10. Dar să știi că tot pe noi înșine trebuie să ne bazăm. Problema e că într-o oră se întunecă, ne cade lumina. Da. A
A doua zi, la Snagov, marișii se pregătesc de ceremonie. Mamă, ce facem, mă, de când vine acasă, ce știi? Deocamdată trebuie să mai stai în spital, pentru că testul nu e gata, așa că o perioadă de timp va sta în spital. Mamă, și ce facem cu Ioana? Pentru că ea o să se întrebe de ce nu vine Mădălin la nuntă și va trebui să-i zic ceva, se va stresa foarte mult și nu vreau asta. Sincer, nu știu, dar trebuie să găsim ceva să o liniștim. Bine, hai să facem altceva, nu-i spui nimic, ca văd eu ce zic, da? Da, deci încerc tu să-i spui ceva. Încerc eu să te liniștit, așa. Gata, ne-am trezit? Aproape. Aproape? Uite ce zi frumoasă e afară. Foarte frumos. De fapt, nu. Greșesc. Asta este cea mai frumoasă zi. Mă, am mai avut zile și mai frumoase. Acum asta nu e adevărat. Nu. Asta este ziua în care noi vom deveni soț-soție. Soț și soție. Nici nu mai știu să vorbim câte mine. Băi, azi e așa, e de toate. Abia m-am trezit, dar nu mai fumi și tu de mine. Te pup. Bine că deci nu te-ai răzgândit? Nu, dar o să mă răzgândesc dacă mai râzi de mine, să știi. Nu mai râd, nu mai râd, sunt cu minte. Deja, ne felicită lumea. Un număr necunoscut, să vedem. Alo. Ioana, mă bucur să te aud. Mă, da. Dar vezi că nu te prea aud. Ioana, sunt drum spre casă. A, deci reușești să ajungi la nuntă până la urmă, nu? La nuntă? Despre ce nuntă vorbești? Mădălin, vezi că nu te aud, nu cred că ai semnal, nu știu, du-te undeva, unde să ai semnal. Ioana, vreau să spun că te iubesc enorm de mult. Mădălin, nu te aud deloc. Ia, dă puțin, dă puțin. Oricum s-a întrerupt, să ieși. Ioana, alo. La naiba, am pierdut și ultima linie de semnal. Era undeva unde nu avea semnal, știi cumva unde e? Nu știu, nu fi avut semnal, lasă, nu-i nimic, o să vină și asta e. Asta ai zis că vine? N-am înțeles foarte bine ce zicea, nu auzeam aproape nimic. În fine, așa. Andrei. Da? Nu vreau să crezi că iarăși încep cu problemele pe care le-am vis-a-vis de Mădălin, dar totuși uneori am impresia că pune ceva la cale în legătură cu nunta asta. Aoleu, încep și acum de dimineață, mai avem puțin, avem evenimentul ăsta absolut fenomenal din viețile noastre. Și tu te gândești în continuare la prostii. Omul a înțeles că ne iubim și ne respectă dragostea. Haide să o lăsăm așa și să ne bucurăm de ziua asta superbă, da? Despre ce nuntă vorbea? Să ajung mai repede acasă, văd ce se întâmplă. Doamne, dar abia și să o strâng în brațe, spun cât de mult o iubesc. Radu Meserie! Pentru primărie! Radu Meserie! Radu are încredere în experiența sa de candidat la primărie, chiar dacă a fost doar în vis. Ionuț, în schimb, e sceptic. Păi tu nu vezi că nu ne ascultă nimeni, nu n-ai și nimeni. Mamă, dar tu ce crezi că pe Iani sau pe Dodelul îi ascultă cineva? Poate gagicuțele din sat să vină la votare, să-l voteze pe... Băi, palmuța 1 și palmuța 2, săracilor care sunteți sărași, lumea mai doarme în satul ăsta! Aveți boala copiilor? Băi, da, așa ploaie, m-a rupt ploaia asta, bă, să avem și noi un cor, să stăm și noi, să noptăm și noi ca oameni, uite. Barosane, iartă-mă, e vina mea. Hai să mergem. Dai drumul, dai. Da, ăștia de când au început să dorm afară? Nu e treaba noastră asta, mă, hai să mergem. Mă, tata, să... Bă, ăsta era Radu. Ascultă la mine că să se pregătește de campania asta electorală. Mhm. Ai auzit? Mhm. N-are el sânge să câștige. Păi nu avea, dar fii atent. Știi cine cred că o să ia? Dodelul e. Mai mult ca sigur. Știți de ce? Că e și tasul spate. E Jean Baros care are bani și finanțează toată campania asta electorală. Ascultă la mine. Nu știu dacă îmi vine Rodica. Rodica? Rodica. Cum adică? Mi-a venit o idee. Să-l convingem pe Radu să o învie din nou pe Rodica. Așa? Așa Rodica o să se ducă la Monel ăsta și o să facă într-așa fel să nu mai candideze. Să știi că nu era ideea, da? Ia, hai repede după Radu. Hai repede. Ia, stai bă așa. Stai așa, băi. Băi! 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 Stai așa, băi! În pădure, vânătoarea continuă. Daniel dă dovadă de o răbdare demnă de invidiat. Nici o mișcare. Ceilalți au găsit ceva? Nimic deocamdată. Auzi? Ia stai puțin.
mâna acolo. Ia, unde? Ia uite-te. Exact în față. Băi, ești nebun. Ha? Capone și Vladimir. Mădălin nu e, a? Nu, nu e. Las că-l prindem noi și pe acolo. Așa, să-mi găsesc un punct de sprijin. Să-i ciuruiesc puțin. Păi mierlește, a? Pe Capone, da. Pe Vladimir mai avem nevoie de el. Tata trebuie să-i plătească niște polițe mai vechi. Cred că am luat-o greșit. Poate că Mădălin avea dreptate. De ce nu te-ai dus, mă, după el atunci? Lasă-mă în pace. Vladimir, calmează-te. Sunt alături de tine. Atunci nu mai cumeta, da? Hai odată, nu stai aici. Hai, Capone, ridică-te în picioare. Vreau să mor cu demnitate. Nu, 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 stai, Capone. Ia ăsta. Du-te după ei acum, hai. Ascultă-mă, nu am ce să fac cu ăsta. Bă, ți-o dorm. Vladimir, ascultă-mă, e o armă cu lunetă, tu nu înțelegi, ascultă-mă. A, nu mai mă trage, du-te după ei acum, am zis. Ok, ai grijă, da? Fugi. Uite-l, mă, cum vine pe burtă, bă, ca un vierme spre noi. E un pic mai complicat să-l nimeresc, dar mă descurc eu. Cred că vine și Mădălin. Mădălin, ce cauți aici? M-a auzit o împușcătură și am vrut să mă asigur că ești bine. Palmuță 1 și palmuță 2. Măi, jegoșilor! Jegoșilor, stați pe loc că vă sparg! Radu l-a deranjat foarte tare pe contracandidatul său. Ce tot așa, mă, poliția lângă după voi, unde suntem, la maraton? Nu, Barosane, așa mergem noi, normal. La olimpiadă? Promenadă. Ia zi, fata, a început campania electorală? A, nu, Barosane, la Caterinca, așa că oricum tu o să câștigi. Să mor în viața mea dacă mai la mișto de nu te iau în karate. Bă, dar vorbesc serios, Barosane. Băi, dacă nu facem nimica, o să câștige Dodel. Ce putem să facem? Nu putem să facem nimica? Nu. Hai că spun eu ce o să putem noi să facem. Să înviem pe Rodica. Rodica? Da, Lodica. Nu, Barosane, eu nu o să mai fiu Rodica niciodată. Fata, dacă nu o să învie Rodica, jur pe cuvântul meu să mă vezi în copac. Dacă de minte nu te spar cu bătaia și spun și lui Jean Baros, cine-i Rodica? Barosane, nu mai merge cu șantajul. Ai dreptate, fată. Că-s bărbat adevărat acum. Ești un bărbat adevărat, da. Un metru sub clanță, da. Nici un pi, da. Ai uitat că și tu m-ai șantajat cu Estoniu? Așa, tată, rupe mâna. Mai. Ce-i face acolo? Lasă-mi nepotul în pace. Așa dăm noi noroc, mai bărbătește, bre, tata, e unchiule. Dacă te mai iei de el, te dau pe mâna poliției, să știi. Și ne bagă la pușcărie, da, bre? Da. O săptămână la pușcărie, ne revenim și noi cu somnul, cu păpica, facem și noi flotări, tracțiuni. Cine ce-i aici, Radule? Păi tu nu știi că astăzi se căsătoresc Ioana cu Andrei? Fata mea? Sura mea? Fata mea se căsătoare, mărită fata mea. Da, se mărită, da, Tălică, nu ești invitat. Pe cum să se mărită fata mea și Tălică să nu fie invitat? Tălică e invitatul numărul 1. Haide, să mergem. Azi avem nuntă. Neisprăviților! Azi mâncăm! Popă care ești! Bă, tata, îți mâncăm, tu-ți dai seama? Mamă, l-ar fi! Abia aștept nunta asta. Mădălin a făcut o mare greșeală întorcându-se. Nu sunt bine, dar Vladimir e împușcat în picior. Pe unde duce acum? Spre locul de unde se trage. Bă, tu ai nebunit, dar tot azi este sinucidere curată. Mădălin, a fost dorința lui Vladimir asta, trebuie să fac ceva pentru el. Dorință pe naiba. Băi, omule, ăsta a vrut să te lăsăm acolo. A vrut să plecăm doar eu și cu el, atât. Am observat că s-a schimbat de când a întinerit, dar nu pot să las așa. Capone înțelege că sacrifici viața pe nimic. Ascultă-mă, Mădălin, chiar nu pot să las așa, tu nu înțelegi? Capone, tu nu înțelegi, este la fel de norocicăși Damian. Iar Damian, dacă îl vroia mort, îl împușca în spate, în cap, oriunde în altă parte, dar nu în picior. Deci au nevoie de el. Și tu mor degeaba. Da, ai dreptate aici. Chiar au nevoie de el, dar nu pot să las așa, tu nu înțelegi? Capone, Mădăline, am lucrat pentru el toată viața. Nu mai vreau comentarii. La trei, fugim în stânga ta. Dacă fug doar eu, sunt toate șansele să mă nimerească. Dacă fugim în amândoi, nu o să poată să se hotărească pe care să-mi puge și așa avem mari șanse să scăpăm. Înțeles? Unu. Mădăline, ascultă-mă, nu pot să... Capone, gândește-te că ai o viață înainte. Doi. Trei.
capul, fuge! Naiba! Mai încearcă, mai încearcă! Sunt în mișcare, Silvia, e mai complicat! Hai, încă o dată! Încă una! În timp ce pretinsul Mădălin zace la spital sub supraveghere strictă, Marișii continuă pregătirile de cununie. Valeria, am vorbit cu medicul Georgescu. Și au ieșit testele? Încă nu. Mi-a spus că au fost niște probleme. Mici probleme de ordin tehnic la laborator, dar în câteva ore vom afla cu siguranță dacă băiatul acela este sau nu Mădălin. Este sigur Mădălin, nu-ți face griji. Ți-am mai spus, eu sunt de altă părere. Aș vrea să mă duc să-l văd. Valeria, important acum este această nuntă. Dacă Ioana va afla ce s-a întâmplat, cu siguranță va fi bulversată, lucru care nu i-ar face deloc bine copilului. Ai dreptate, așa este. Trebuie să facem nunta în liniște. Ce frumos sunteți! După cum puteți vedea, noi suntem gata. Și noi suntem gata, numai că trebuie să vină ofițerul stării civile, cam într-o jumătate de oră. Tăticu, Radu, Ionuț... Am înțeles. Toată familia, mai puțin Mădălin, nu? Pe el nu l-am mai văzut de ceva vreme pe acasă. Mădălin e plecat în oraș și are de rezolvat niște probleme. Niște probleme atât de importante încât nu va ajunge la nuntă, bănuiesc. S-ar putea să ajungă. Sigur nu mi-ascundeți ceva? Nu, Ioana, nu-ți ascundem nimic. Ioana, eu cred că te stresezi degeaba. Haide, stai liniștită că Mădălin e bine, cu siguranță. Nu, eu nu cred asta. Mădălin a pățit ceva și dacă asta s-a întâmplat, este doar vina mea. Ioana, Mădălin nu a pățit nimic și chiar el ne-a dat binecuvântarea să ne căsătorim. Așa că haide să nu ne stresăm degeaba și să ne bucurăm de nunta asta, nu? Ioana, dacă a pățit ceva, eu nu mă pot căsători cu tine, Andrei, să știi, oricât de mult te-aș iubi. Nu pot să-i fac asta lui Mădălin. Misiunea lui Bogdan a eșuat, deocamdată. Fratele geamăna lui Mădălin nu pare genul care să cedeze ușor. Și dacă o să-și dea seama care e problema, lovitura decisivă oricum le-o dau. Bună, ești bine? Da, domnule doctor, sunt bine, dar aș face foarte bine dacă mi-ați dat și mie cătușele jos. Pare foarte rău. Afară pe hol este un polițist care se ocupă de asta, nu sunt eu. Da, un telefon puteți să-mi dați și mie să sun pe cineva? A, asta e ok. Sigur, pot să te ajut. Poftim. Mulțumesc. Pot vorbi singur? Adică... Ok, ok, mă întorc. Da. Stai puțin, Bogdan. Scuze-mă puțin. Zi, Bogdan. Ăștia m-au băgat într-un spital să-mi fac analize. Cum adică? Cred că își vor da seama că nu sunt Mădălin. Problema e că Mădălin a evadat astăzi. Și dacă o să ajung acasă, o să ne dea tot palma peste cap. Cum adică Mădălin a evadat? Da, dar o să prindem, stai liniștit. Eu am o idee mult mai bună. Ia lasă-l tu să ajungă acasă. Cum să lasă să ajungă acasă? De ce? Pentru că astăzi Ioana, soția lui Mădălin, se va căsători cu fratele lui, cu Andrei. Cum adică? Ei, am avut eu o combinație specială pe care am pus-o în practică. Deci Mădălin când va ajunge acasă, o să o vadă pe soția lui cum se mărită cu fratele lui? Exact. Mamă, ce tare e asta. Atunci să ajungă acasă, pentru că o să fie măcel. Prostul ăsta o iubește enorm pe Ioana, iar în momentul în care o să-i vadă împreună, o să-i omoare pe amândoi. Genial, Bogdane, absolut genial. După
După o noapte de nesomn, reflexele lui Daniel lasă de dorit. Tânărul mafiot a ratat ținta de mai multe ori. Nu, gata, am scăpat. Dar exact așa trebuie să continuăm. Hai dreptate. Unde să ne oprim? Hai, vino, hai. Încolo? Da, hai să mergem, hai odată. Bine, mă, bine. Bravo, hai, hai, pa. Dane, băieții noștri au ajuns la unitate și Vladimir e închis. Foarte bine. Sper să nu mai scape de acolo vreodată. Acum că peștele mare e în siguranță, putem și noi să ne ocupăm de ăștia mai micuți, așa, da? Da, ei știi că îi prindem și pe aia. Dar pe aia nu-i mai ținem în acvariu, pe aia îi omorâm direct. Atât. Stai o secundă. Tata. Da, tata. Ați rezolvat cu Vladimir? Da, e deja la unitate închis. Perfect. Să vezi ce să-i fac eu lui. Fă-i ce vrei, tată. Noi acum îi căutăm pe Mădălin și Capone. Lasă, nu-i mai căutați. Cum adică să nu-i mai căutăm? Dane, Mădălin trebuie să ajungă acasă, pentru că va avea o surpriză de proporții. Ai vine acasă să-ți povestesc cum familia Mariș se va autodistruge. Fără să bănuiască o clipă adevărul, Mădălin era la un pas de a-și pierde viața. Marișii sunt gata de ceremonie. Între timp a sosit și ofițerul stării civile. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua. Noi suntem inculpații. Pare bine. Vă rog să luați un loc până vin și ceilalți invitați, mai așteptăm puțin. Cum să? Sigur, oricum am venit puțin mai devreme, nu e o problemă. Ne scuzați puțin. Stați liniștit. Ce s-a întâmplat? Andrei, eu îmi fac griji pentru Mădălin. Presim că i s-a întâmplat ceva rău. Nu i s-a întâmplat nimic, că ce a zis și mama. Că e bine, trebuie pari niște treabă. Noi suntem foarte fericiți și cine știe ce copii, copii, s-a întâmplat ceva? Nu, mamă, dar eu am în continuare îngrijorată vis-a-vis de Mădălin. Mami, stai liniște că nu a pățit nimic, că nu-și facem ce griji. Da, că a pățit ceva, da, că a pățit ceva. Dar nu a... Mă, dacă e al tău, nu? Da, te rog frumos, adu-mi-l și mie. Da. Mădălin? Vai, ce bine că m-ai sunat, începusem să-mi fac griji. Mă gândeam, ce Dumnezeu faci, nu mai ajungi la nuntă. Draga mea, sunt bine. Doar că am avut câteva lucruri de rezolvat și de nu am ajuns acasă. Oricum te-am sunat să-ți spun că ai binecuvântarea mea. De fapt, amândoi aveți binecuvântarea mea. Și să știți că mă bucur enorm că puteți să te fericiți. Da? Tu chiar spui asta din suflet. Este cel mai bine pentru voi. Îți mulțumesc frumos. Bine, de fapt îți mulțumim frumos. Pa. Gata, m-am liniștit. A sunat Mădălin? Da, a sunat Mădălin. Mi-a spus exact ce mi-a spus și voi, că are ceva foarte urgent de rezolvat, dar mi-a transmis multe urări de bine și... Vezi că te-ai stresat degeaba și că eu și cu mama am avut dreptate? Da, ați avut dreptate. Mădălin era convins că este cea mai bună decizie ca noi doi să ne căsătorim astăzi. Ai văzut? Da, așa. Am liniștit. Abia aștept să spun da. Ce da? Da, în fața doamnei. Da, acolo, așa am înțeles, gata. Mădălin habar n-are că i s-a cruțat viața doar pentru a face parte dintr-un plan mult mai diabolic. Trebuie să mă odihnim măcar un minut. Hai dreptate! Trebuie să mă încerc să sun. Iar vreau semnal. Doar iau semnal pentru că au niște dispozitive speciale. Dacă pune, dar asta e telefonul de la Cheliosola. Da, probabil că e deja dezactivat acum. Înainte să vin după tine, am sunat și am vorbit cu Ioana. Și era ok? Da, era ok. Zicea ceva de o nuntă. Nuntă? Ce nuntă? Nu știu. Cred că nunta unui prieten de ei, nu știu, n-am înțeles foarte bine că era semnalul foarte slab. Tot timpul ăsta, a stat cu fratele meu geamă și a avut impresia că am fost eu. Dumnezeule, să sperăm că totul o să fie bine. Așa sper și eu. Și mai sper ca blestematul ăla să nu se fie atins de ea. În viața mea n-am iubit o persoană, cum o iubesc, cum o iubesc pe fata asta. Iar dacă un alt bărbat ar atinge-o, de mă că aș face moarte de om. Te cred, mă. Ia stai un pic. Capone, asta nu-i sunetul unei mașini? Da, da. Nu-mi pot să-mi dau seama sau din partea aia sau din cealaltă. Nu, pe acolo. Capone, după aceea să ajungem acasă. Hai că am scăpat, hai! La
la Snagov nu putea lipsi marea personalitate politică a familiei. Iertați-mă pentru întârziere, numai că am fost cam ocupat cu sătenii, cu treburi legale. Și cu gagicile. Măi, copii, măi, mi-ați mâncat zilele la sat. Haideți, mă, măcar acum să fim și noi bucuroși de venitul ăsta frumos. Andrei? Nu te bag în seamă. Dacă vrei să glumești, nu te bag în seamă. Casă de piatră. Așa. Să fie drugeați bun, să fiți fericiți și să-mi găsești și mie o gagicuță precum e iubitica ta. Hai, te rog, te rog. Aoleu, nebunești. Deci putem începe? Mersi, da, putem începe. Dar stați puțin, Mădălin, unde e? Mădălin are puțină treabă. Bine, gata, putem începe. Putem începe, da. Poftiți în față. Cu acordul dumneavoastră începem oficierea acestei căsătorii, respectând codul familiei, dreptul familiei și Constituția României. Sigur. Ai mai primit vești de la spital? Georgescu mi-a promis că în următorul sfert de oră avem rezultatul testului. Atunci vom ști cu precizie dacă este sau nu Mădălin individul acela. Eu nici nu știu ce să mai cred. Hai să lăsăm acum asta. Să încercăm să trăim momentul alături de acești tineri frumoși. Prin căsătorie. Cetățeană Ioana Mariș. Ioana Mariș, e o greșeală? Nu, stai liniștită. Mariș este numele meu de familie. Nu este nicio greșeală. E o poveste mai complicată. Am înțeles. Credeam că au greșit colegii mei. Nu. Deci reluăm. Ioana Mariș, de bunăvoie și nețilită de nimeni, e în căsătorie pe Andrei Mariș? Da. Andrei Mariș, de bunăvoie și nețilită de nimeni, e în căsătorie pe Ioana Mariș? Un moment să văd cine este la ușă. Nu pot să cred. El s-a întors acasă fără niciun rezultat. Acum vrea explicații. Ia spune și mie, tată. De ce l-a lăsat mai pomădăin să scape? Probabil a ajuns acasă până acum. Păi de asta l-am lăsat să scape, ca să ajungă acasă. Păi și care e logica? Mariș, și oricum se prindeau în curând că Bogdan e fratele geamăn al lui Mădălin. Așa că jocul era pe sfârșit. Păi și pentru asta l-a lăsat noi pe ăsta să scape, că nu înțeleg. Păi el o să ajung la casă și va nimeri în toiul nunții dintre Andrei, frățiorul lui, și Ioana. Ioana se căsătorește cu Andrei? Da, se pare că Bogdan, cât a stat la Mariș, și-a făcut treaba foarte bine. Păi, deci nu cred asta. Adică ăla se duce acasă și o găsește pe soția lui. Exact. Căsătorindu-se cu frățiorul lui. Exact. Și am înțeles că o iubește enorm. Și crede că și Ioana îl iubește pe el. Foarte tare faza asta. Nu? Și la cum îl știu eu pe Mădălin, ăla cred că eu moră pe amândoi. Deci în casa Marișilor va fi măcel și noi nu mișcăm un deget. Asta mi se pare absolut genial. Băi, tată, dacă tot ne merg lucrurile așa de bine și cu Mariș și nouă și tot vorbim de nunți, nu vrei tu să... Nu mai faci tu nunta cu fata asta? Uite că nu vreau, de-abia aștept să mă căsătoresc. Mâine o să am nunta. Când ai crezut că e fica ta, că ești tatăl ei, nu ți s-a creat așa o scârbă? Îți mai arde de fata asta? Îmi arde. Dragostea e mai puternică. Nu a fost niciodată. Va fi soția mea și voi întineri lângă ea. De-abia aștept. Nu vrei să o lași? Nu. Cununia a fost întreruptă într-un moment nepotrivit. Ce căutați voi aici? Ia uite ce să căutăm, am venit și noi la nuntă. Bem o chichila, un balanțanu, mâncăm o carne de ververiță, voi gărgăriță. Ieni, știm cu toții că Ioana nu este fata ta, așa că nu-ți pasă de ea. Oh! Ioana este fata mea pe care eu o iubesc, așa că dă-te la o 14, dispar din calea mea. Graso! Bună ziua, bună ziua! Ia uite-i și pe nemâncați ăștia. Tataie, stai cu minte, nu te încord. Dacă faci păduchi în barbă, că e invazie de căpuși. Bună ziua chiar la toată lumea. Ți-am zis, fă că-i nuntă. Mâncăm și bem păsăturate. Cinstită mireasă, cinstit ginere. Ianișor, dacă nu mi-aduci bani, tot afară dorm, stai liniștit. A bine, fă.
Iani, îmi cer scuze că te întreb, dar ce cauți aici? Dar eu am venit după tine pentru că nu te puteam lăsa singură la asemenea... Nu este că eu am o altă vagă impresie, tu ai venit să mănânci. Da, bineînțeles. Măi, oameni buni, dar va trebui să așteptați să se termine ceremonia. După aceea o să tot mâncați. A, da? Da. E bine, atunci mă scuzi. Bre, hai că stăm. 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 Continuați, domniță. Opa, și tu. Sigur, începem. Cetățeană Ioana Mariș, de bunăvoie și nesilită de nimeni, e în căsătorie pe cetățeanul Andrei Mariș? Da. Cetățene Andrei Mariș, de bunăvoie și nesilit de nimeni, e în căsătorie pe cetățeana Ioana Mariș? Da. Vă declar soț și soție. Pot săruta mireasa. Aplaudiri! Aplaudiri! Crește tensiunea. Păpica trebuie să fie jos, nu? Evident. Mam, bibironii jos, că avem de papa. Jos! Doamne, ce oameni needucați! Nu mai contează. Important e că sunteți soț și soție. Așa este. Felicitări. Bravo. Da, Iuliane, pot vorbi acum. Deci, ai rezultatul testului. Spune-mi, băiatul din spital e sau nu, Mădălin? În timp ce marișii sunt pregătiți să afle în sfârșit adevărul, Mădălin este deja în apropiere. Tânărul habar n-are că va avea parte de un șoc. De-abia aștept să ajung acasă ca pune, se strâng pe toți în brațe, iar la noapte se dor cu femeia pe care o iubesc atât de mult. Mai avem puțin, Mădălin. Încă puțină. Păi crede-mă că am niște emoții cum n-am avut niciodată în viața mea. Nici la nuntă n-am avut atâta emoții. Domnul șofer, s-a oprit și deja mi-a trimis mai în față, vă rog frumos. Am ajuns. În sfârșit. Adrian cunoaște deja adevărul. Spune-mi, ți-a spus rezultatul testului? Da, mi l-a spus. Spune-mi, e Mădălin sau nu e Mădălin? Hai să mergem în living, să stai jos puțin. Hai, Adriane! Valeria, hai în living. În living sunt invitații, spune-mi! Nu se mai aude nimeni. Cred că au coborât. Bine, hai. Ia loc. Spune-mi, Adriane, e ceva grav. Ia loc, te rog, e mai bine pentru tine. Te rog frumos, nu mai am răbdare, spune-mi dacă este Mădălin sau nu. Ei bine, Valeria, băiatul acela nu e Mădălin. Așa cum am intuit încă de la început, acel individ cu probleme psihice este fratele lui Geamăn. Incredibil. Eu am știut asta încă de la început, eram aproape convins. Eu am crezut că a murit. Din cauza asta, săracul e nebun, pentru că eu l-am neglijat. Valeria, nu te mai învinovăți. Tu n-ai nicio vină. Bun. Atunci, dacă el este fratele Geamăn, unde e Mădălin? Bună întrebare. Dacă stau bine și mă gândesc, Mădălin este dispărut de mult timp, odată cu Capone. Iar Bogdan, ca așa-l cheamă pe individ, i-a luat locul aici la voi în casă. Dar dacă Mădălin e mort? Ei, nu spune asta. O să-l găsim noi. Doamne Dumnezeu! Doamne Dumnezeule, te rog, ai grijă de băiatul meu. Și ar mai fi o problemă. Bogdan, băiatul acela, i-a sfătuit pe Ioana și Andrei să se căsătorească. Mădălin n-ar fi făcut asta niciodată. Ținea enorm la Ioana. Ai dreptate. Asta am crezut și eu. Și dacă îl găsim pe Mădălin, cu siguranță că relațiile dintre el, Ioana și Andrei se vor tensiona la maxim. Bine zis, dacă îl găsim pe Mădălin.
Mamă, m-am întors acasă. Natalia a trăit momente pline de tensiune. Sorin, e riscant să vorbim aici. Stai liniștit. Tata tocmai a ieșit. Oricum e riscant. Natalia, de când te-a cunoscut pe tine, totul e riscant în jurul meu. Pare rău. Știi? M-am bucurat enorm când am aflat că noi doi nu suntem rude. Și eu m-am bucurat. Dacă am fi fost rude, ar fi fost groaznic. A fost o tragedie. Așa este. Și m-am gândit că poate cu faza asta ți-a venit și ție mintea la cap și o să renunț la nuntă. Sorin, nu pot să fac asta. Știi foarte bine că eu trebuie să mă răzbun pe Damian. Dar tu știi că până să te răzbun pe el, te răzbun pe mine. Pe sufletul meu, care tânjește după tine. Crede-mă că m-am săturat să te văd lângă el. Crede-mă că nu mai pot, Natalia. Eu te iubesc pe tine. Știu, Sorin. Și eu sufăr la fel de mult, pentru că te iubesc. Și atunci? Atunci de ce trebuie să trecem prin clipele astea grele? Spune-mi, de ce? Când totul e atât de simplu, dacă noi doi ne iubim, noi doi formăm un întreg. Pentru că tu trebuie să fii cu Roxana și eu am treburile mele, nu putem fi împreună. M-am săturat. M-am săturat să-mi tot ascund sentimentele. M-am săturat să mă mint pe mine. Eu pe tine te iubesc. Și eu te iubesc, Sorin. Aș vrea să fiu cu tine clipă de clipă. Să stau numai cu tine. Să simt numai atingerile tale. Și eu îmi doresc asta. M-aș opri acum. Dar nu pot. Oare va intra Mădălin în capcana întinsă de fratele său geamăn? Mamă, vreau să știi că în ultimile săptămâni nu am fost eu. Știu, mamă, tocmai acum am aflat adevărul. Știm, a fost fratele tău geamăn. Da, un adevărat nenorocit. Acum este internat la un spital penitenciar. Totul e ok. Spuneți-mi, v-a făcut ceva rău? S-a întâmplat ceva? Nu, nu, mamă, nu, noi suntem bine. Nu, stai liniștit. Unde este Ioana? Doamne. Vreau să o strâng în brațe, să-i spun cât de mult o iubesc. Mamă, ce s-a întâmplat? Ioana este bine, mama. Mamă, nu s-a întins de norsul de ea? Nu, nu, stai liniștit, Ioana este foarte bine. Nu a pățit nimic. Păi și unde e? Frățiorul meu drag. Doamne, cât mă bucur să te văd. Andrei, el este adevăratul Mădălin. Cum adică adevăratul Mădălin? Adică, de câteva săptămâni încoa, în casă cu voi a locuit fratele meu geamăn. Bogdan îl chemă. Asta e adevărat? Exact. Dar stați puțin. Aranjamente, voi sunteți îmbrăcați de sărbătoare. Aici în casă a avut loc o nuntă, nu? Da. Andrei? Nuntă. Ai găsit-o pe... pe fata pe care tu o iubești, nu? Da, da. Da, asta e. Și v-ați căsătorit? Da, mă, da. Înseamnă că despre nunta asta îmi spune Ioana la telefon. Știi că ți-a zis capone. Dar Ioana unde e? Că vreau să o văd. Vreau să o țin în brațe. Mădălin? Iubita mea. Dacă devin primar, faci sex cu mine? Păi dacă o să devii primar, da, am să fac sex cu tine, dar tu nu o să devii niciodată primar, așa cum niciodată 2 plus 2 o să facă 4. El este adevăratul Mădălin. Păi stați puțin că eu nu mai înțeleg nimic, cum adică adevăratul Mădălin, nu? Iubire, până acum a trăit în casă cu fratele meu geamăn, adică cu Bogdan. Aud,
Doamne. Ăștia doi în momentele astea probabil fac dragoste. Bă, tu nu înțelegi că întregi măsura? Cum vrei să-ți explic? Cum să facă Natalia, viitoarea mea soție, cu fiul meu așa ceva? Bine, de altfel nu înțeleg de ce stau și ăștia ca la priveghi și nu înțeleg de ce ăștia doi nu sunt sus acum după nuntă să facă sex, ba da! Stai puțin, care ăștia doi? Ăștia doi, Mirele și Mireasa, Andrei și Ioana, oameni buni, după nuntă se duce sus și se face sex, nu se stă cu rudele! Ce faceți, băi? Cica, cică bună! Dar nu prea știi care-i stângul, care-i dreptul.